La luptele anterioare observam că avea două drapele, cel nativ azer și cel care l-a adoptat din Republica Moldova. Fights, 24 de ani, 1,69 m pentru Samir Aliyev. Da, este un sportiv și el cu, nu știu, cel puțin că l-am văzut prima dată aici în Moldova, mă așteptam să lupte mai mult la sol, dar îi place atât de mult lupta în picioare cât și la... E un sportiv care duce foarte bine o luptă, indiferent de situația în care se află. Din păcate pentru el se întâmplă în acest sport și a pierdut, spune și tu, mai multe meciuri decât cele pe care le-a câștigat, dar asta nu îl împiedică să meargă mai departe. Dar luptele sale întotdeauna au fost disputate, da, exact, echilibrate. Acest lucru, da, au văzut și iubitorii sportului din Republica Moldova, că cele două lupte pe care le-a pierdut aici în cadrul proiectului Fighting Eagle Championship au fost foarte disputate și puteau să fie și să le învingă. Nu i-a ajuns de puțin în ambele cazuri. Prima repriză. A încercat Barbu, o lovitură cu brațul stâng, acum din nou Barbu. Acel braț din față. Barbu și el vine după o victorie obținută la Brașov, în România. O victorie importantă pentru el. Da, tu insistă pe cele jab-uri, încearcă tot. Le trimite destul de puternice și încearcă să vadă cum va reacționa, cât de puternic a lovit cu brațul din față. Oh, ce lovitură a încasat! Ce lovitură, iarăși, acel... Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu s-a dar... nimic, l-a oprit... Da... Nu, ciudată un pic intervenția arbitrului. Cred că s-a grăbit un pic. Putea să mai lupte Samir Aliyev. Nu cred că putea să... era într-o dificultate și acum l-a observat. Uite, el și acum e într-o dificultate vădită. Bine, el își dorește lupta. Dar așteptăm să revedem reluarea. Vedem într-adevăr, uite, a fost și a mai trimis două, trei lovituri. Da, una, și a dat și cu capul de podea și... 3, 4, 5... Oh, da. Da, a avut un reflex că s-a aruncat la picior, dar doar după ce s-a ridicat Barbu. Nu, victorie obținută de Barbu, victorie înainte de limită și foarte puternică a fost acea lovitură a doua, cu brațul drept, care l-a dat și cu capul de podea pe... Aliyev și spuneai tu, a avut acel reflex, bine că n-a prins arbitru de picior, da, că am mai văzut în alte meciuri. Am văzut în alte meciuri, a fost un reflex care îl are un sportiv, un luptător profesionist, întotdeauna să se agațe, să-și ducă, să-și facă treaba, dar a fost un moment de inconștiență în care s-a aflat Samir Aliyev. Bogdan Barbu! Victorie obținută înainte de limită de Bogdan Barbu împotriva lui Samir Aliyev, victorie rapidă pentru sportivul român.